Bună ziua, oameni frumoși! Bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalare pentru luna mai 2021. Etalare pentru zodia Leu, ascendent lună în zodia Leu. Vom începe această citire cu un mesaj din partea îngerilor. Și o avem pe Rosetta. Aveți darul de a lucra cu tinerii și misiunea dumneavoastră divină implică ajutarea, învățarea și îngrijirea copiilor. Un mesaj foarte frumos, dar simt nevoie să mai extrag unul pentru dumneavoastră și o avem pe Ivone. Aveți o legătură specială cu animalele. Animalele de pe pământ și din ceruri sunt vegheate de îngeri. Deci, dumneavoastră, probabil în această lună veți experimenta foarte multă sensibilitate la tot ceea ce este mai mic sau fără putere în fața dumneavoastră. Probabil veți fi ca persoane sau veți fi persoane care va oferi o ghidare pentru anumite ființe sau anumiți oameni care nu au o experiență de viață. Și acum să vedem și un mesaj din partea oracolului iubirii și avem detașare. Vă eliberați dumneavoastră de vechile modele și idei care nu mai servesc idealurilor dumneavoastră, cele mai elevante de iubire. Da, vă rupeți probabil de anumite stări, de anumite persoane. Bun, și haideți să vedem și etalarea propriu-zisă. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal. Să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Așa. Și vom vedea în primul rând care este energia principală a lunii și ce evenimente importante vor avea loc în viața dumneavoastră în această lună. Și avem Regina de Băte. Poate fi un semn de foc, berbecleu săgetător, foarte multă determinare. Veți rezolva multe probleme, probabil cu legea, cu autoritățile, sau vă veți apăra în fața unor persoane care sunt foarte rigide, sau pur și simplu veți acționa la sigur. Veți fi foarte determinați și foarte hotărâți în tot ceea ce veți face în luna aceasta. Și mai avem valetul de bâte. Veți fi foarte spontani. Veți primi noutăți unii dintre dumneavoastră. Veți începe lucruri noi. Anumite schimbări din viața dumneavoastră vă pot agita foarte tare în luna aceasta, dar sunt venite din destin. Sunt predestinate. Trebuie să aveți răbdare pentru că anumite schimbări majore vor veni în viața dumneavoastră la sfârșit de lună mai, deci nu la început sau nu pe parcursul lunii, ci spre sfârșitul lunii mai. Mă duc chiar spre ultimele 5 zile, să spun așa. Dacă vă doriți un copil, văd posibilitatea aceasta, mai ales aceia dintre dumneavoastră care vă doriți de ceva timp și nu ați reușit. Mai pot fi și anumite situații care vă enervează, vă stresează foarte tare, pentru că aveți de-a face și cu aroganța anumitor oameni care au impresia că au autoritate. Ideea e că veți fi foarte siguri pe dumneavoastră și lucrul acesta, pe lângă că o să atragă foarte multă invidie în jurul dumneavoastră, vor scoate la iveală și anumite răutăți din partea oamenilor din jur, adică veți descoperi anumiți dușmani ascunși. Sau văd că cineva nu se bucură că dumneavoastră sunteți stabili, că aveți o siguranță, că sunteți căsătoriți, că aveți o căsnicie fericită, pentru că văd foarte multă aroganță, foarte multă, nu știu, e ca și cum cineva încearcă să fie deasupra dumneavoastră. Mai puteți avea și anumite evenimente împlinite, fericite,
Dați dovadă de curaj, dați dovadă de multă ambiție ca să reușiți tot ceea ce v-ați propus în luna aceasta. Haideți să vedem ce surprize vă așteaptă și aici avem temperanța, echilibru, care aduce cu sine, în primul și în primul rând, echilibru, da, emoțional. Sau faptul că trebuie să mai așteptați, să aveți răbdare și mai avem și un doi de monede. Posibil să aveți de-a face cu semnul zodiacal săgetător sau cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Veți avea noroc la bani, pentru că vin din mai multe surse acești bănuți și văd foarte multă faimă, recunoaștere, poate în mediul în care lucrați dumneavoastră, unde vă desfășurați activitatea, în instituțiile de stat, din nou, veți avea reușite, veți avea rezolvări, răspunsuri, dar oarecum trebuie să și așteptați. Văd că veți avea parte și de loialitatea cuiva sau cineva va fi foarte corect sau va fi alături de dumneavoastră, o persoană care vă iubește cu adevărat, poate fi, veți merge și la o petrecere, unii dintre dumneavoastră vă veți bucura de un eveniment fericit pentru că aveți această libertate să faceți lucrul acesta. Surpriza vine prin chestiuni legale, da, aveți rezolvări, vorbim și de o împăcare pe planul emoțional, vă împăcați cu cineva, o persoană cu care nu ați mai vorbit probabil de o lună de zile sau de un an de zile, unii dintre dumneavoastră, pentru că văd și șansa aceasta de a vă îndrăgosti, aceia dintre dumneavoastră care sunteți singuri. Și vă îndrăgostiți fie la locul de muncă, fie când mergeți undeva, da, să rezolvați o problemă acolo, puteți cunoaște pe cineva și să fie începutul unei povești de dragoste. La locul de muncă aveți reușit, dar tot așa apar anumite așteptări sau poate așteptarea va lua sfârșit odată cu luna mai. Posibil să fie și lucrul acesta. Bun, haideți să vedem ce provocări vă așteaptă. Și aici avem din nou doiul de monede. Doiul de monede care vine cu foarte mult blocaj în viața dumneavoastră. Da, acolo apare și ezitarea sau schimbările foarte dese care au loc în viața dumneavoastră și nu știți ce să decideți, ce să faceți. Posibil să aveți de-a face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Da, ca și provocare avem un blocaj, o neliniște sufletească, dar apare și un nou început pentru că iubiți ceva cu adevărat. Poate fi un nou început pe planul sentimental, dar tot așa, apare o răscruce de drumuri, parcă trebuie să luați o decizie, parcă ar fi luna deciziilor, să faceți așa sau așa, să mergeți încolo sau să mergeți în stânga sau să mergeți în dreapta, să vorbiți cu X sau să vorbiți cu Y. În situații de acestea așa duale, nu știți exact ce să faceți, dar aveți de unde alege. Vă vin vizite, sau ori vine cineva în vizită, pur și simplu apar și anumite sume de bani, dar mici, nu sunt semnificative. Și aici vi se îndreaptă atenția sau oarecum, nu știu, ori mergeți să vorbiți cu un preot, unii dintre dumneavoastră, pentru că văd o conversație, ori apelați la o persoană care este suspusă, probabil de aceea au venit și mesajele din partea oracolului îngerilor că aveți nevoie de o conexiune cu cineva, adică dumneavoastră aveți persoane în jur cu care puteți comunica, cu care puteți avea anumite discuții, dar nu aveți o persoană pe același nivel cu care să discutați, cu care să vă puteți sfătui. Și probabil o să fie nevoie aceasta, poate apare nevoia aceasta de mai multă credință sau să vorbiți cu un preot. Mai pot fi și anumite rezolvări, dar dacă simțiți stagnări, dacă simțiți obstacole, dacă aveți așa o neliniște continuă în suflet sau treceți printr-o depresie, că poate fi și lucrul acesta la unii dintre dumneavoastră, probabil trebuie să apelați la o persoană cu har sau pur și simplu să mergeți să vă rugați mai mult. În dragoste avem regele de cupe. Partea aceasta văd că stați destul de bine pentru că aveți foarte multe emoții, aveți în jur persoane care vă iubesc foarte mult, puteți avea de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, dar și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Aici vorbim de legături foarte puternice, de legături de lungă durată și
vă doriți, aveți nevoie de această stabilitate și o veți avea. Pentru că aici sunt șanse foarte mari să vă cunoașteți persoana care vă este predestinată și cu care puteți trăi o frumoasă poveste de dragoste sau să fie ceva pe toată viața. Anumite lucruri se vor rezolva în viața dumneavoastră amoroasă pentru că apar soluții. Sperați să scăpați de un necaz, de o nenorocire prin care treceți sau ați trecut în dragoste. Sperați la o împăcare, sperați la înțelegere sau pur și simplu vă doriți foarte mult să construiți ceva cu o persoană. Unii dintre dumneavoastră simțiți nevoia să o luați de la zero după un dezastru sentimental, că ați trecut prin foarte multe greutăți, dar pe planul acesta, da, vă îndreptați spre ceva foarte stabil și de lungă durată, care vă este în destin, este soluția, este persoana care vă este scrisă în destin. Vedeți dumneavoastră, având la surpriză și la provocare doiul de monede, dar revenind un pic la el, pentru că aici parcă trebuie să vă adaptați unor situații care vor veni în viața dumneavoastră, pentru că treceți prin momente de confuzie și pe planul sentimental și în energia principală, dar sunt situații, ori nu vă gestionați timpul suficient de bine încât să rezolvați mai multe chestiuni aici, cum aveți cu anumite documente, ori pur și simplu sunteți foarte îngrijorați de evoluția unor situații din viața dumneavoastră. Poate fi vorba și de o încurcătură prin care puteți trece, poate fi vorba și de un obstacol, de o dificultate, de faptul că sunteți confuși. Pentru că aici, într-adevăr, la un moment dat, parcă nu ați făcut alegeri foarte bune și v-ați adaptat situației respective, relației respective. Dar acum a venit un moment în care, vreți să nu mai fie așa. Vreți să construiți ceva cu o persoană din viața dumneavoastră. Și apare persoana predestinată. Persoana care este dispusă să vă iubească o viață întreagă. Din punct de vedere al banilor și din punct de vedere al carierei, avem un nou decupe, satisfacție, mulțumire. Din acest punct de vedere, aveți împliniri, deci nu aveți de ce să vă faceți griji. Probabil pe la locul de muncă interacționați cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Dar vedeți dumneavoastră că aveți tendința să visați cu ochii deschiși și aici să aveți parte de o dezamăgire, de o nemulțumire, pentru că mai aveți de așteptat. Fie că așteptați un răspuns de la un loc de muncă, fie că așteptați o schimbare la locul de muncă, fie că așteptați ca un anumit proiect să evolueze, întâmpinați anumite întârzieri în reușitele pe care vi le doriți dumneavoastră, dar în momentul în care va apărea realizarea, va apărea foarte brusc. Pentru că veți avea parte până la sfârșitul intervalului de această realizare, numai că odată venită va trebui să luați niște decizii sau să rupeți ceva sau să încheiați ceva definitiv. Văd că aveți parte de loialitate din partea unei persoane care a trecut prin foarte multe greutăți. O persoană care este singură, a ajuns pe un post foarte bun sau cineva va încerca să se retragă și aici să fie obstacolul sau vă bazați foarte mult pe cineva și când mergeți la acea persoană să apelați, vă treziți așa cu o surpriză că vă lăsa baltă. Probabil nu este o lună favorabilă să vă încredeți în cineva. Văd că trebuie să meditați foarte mult ca să depășiți anumite obstacole și să atingeți reușita pe care vă doriți pe planul profesional. Poate fi vorba și de fidelitatea sau de loialitatea cuiva care poate lua sfârșit brusc sau cineva se reorientează sau o persoană este mult prea tristă în perioada aceasta ca să vă poată ajuta mai mult decât a făcut-o până acum. Dacă lucrați în domeniul medicinii, sunteți medici, asistenți, acolo chiar veți avea parte de loialitatea unor persoane, dar este un loc de muncă greluț. De ce? Pentru că treceți prin diferite stări acolo și probabil unii dintre dumneavoastră vă pierdeți un prieten foarte bun sau vă pierdeți încrederea în cineva. Ceva se stinge. Aveți mulțumiri, dar trebuie să aveți și satisfacții,
Dar trebuie oarecum să vă mulțumiți cu ceea ce aveți și să nu sperați sau să nu vedeți mai mult decât este necesar, cel puțin momentan. Pentru că reușita poate fi una foarte mare și pe planul profesional și din punct de vedere financiar, atâta timp cât nu exagerați cumva, pentru că se va termina brusc. Nu știu exact ce vrea să transmit aceste mesaje, dar aveți oarecum anumite întârzieri în reușite, dar până la sfârșitul lunii lucrurile se vor ameliora. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!